Verben, numărul 1 în tratamentul T1. Am revenit, agricultura o șansă pentru România, și pentru că spuneam la începutul emisiunii că lucrurile s-au mai calmat, iată și o știre care contrazice această afirmație. Fermierii bulgari blochează granița cu România și aruncă laptele în semn de protest. Deci iată, mai avem mișcări în Europa. Spuneam și în Spania au mai văzut proteste ale fermierilor. O hotărâre de guvern, tot de pe agro-tv.ro, o hotărâre de guvern privind noile plafoane ANT pentru sectorul zootehnic și, în fine, investițiile în procesare prind viteză, 428 de noi proiecte în valoare de 1 miliard de euro. Exact despre acest subiect vrem să vorbim acum cu invitatul nostru de astăzi. Este alături de noi domnul Claudiu Zanfir, este jurnalist la Startup Cafe. Bună ziua, Claudiu Zanfir, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, vă salut și pe... Mulțumesc că sunteți cu noi. Am zis că discutăm un pic despre Investalim. Plecând de aici, am văzut că pare a fi așa un succes, sau e deocamdată un succes, cel puțin la nivelul firmelor interesate de proiecte. Cam care sunt cifrele așa, dacă ne poți da câteva cifre, te rog, Claudiu? Investalimul, da, într-adevăr, după anumite potigniri, mai întâi a fost prelungită sesiunea de depunere și în cele din urmă s-au înscris 49 de companii românești, procesatori. Ele se adresează procesării, nu? Din zona. Da, am mai vorbit la tine emisiune despre, exact, despre acest program. Se adresează procesatorilor de produse agroalimentare. E un buget anual de 147 de milioane de euro, din care se oferă celor care fac investiții între 500 de mii de euro și cu un plafon până la 57 de milioane de lei. Aha. Cam așa. Cam aici e, da. Da, acesta e plafonul în funcție de regiune, de tipul de investiție. Dar crezi că se va suplimenta bugetul? Pentru că înțeleg că nivelul cererilor este deja foarte mare, ajunge la peste un miliard de euro. Nu se va suplimenta. Dacă vorbești de Investalim, nu se va suplimenta, da. Și nici de cel de intervenția de R22, pe care spuneai cu un miliard de euro. Dar nu se suplimentează, se vor lansa noi sesiuni anual. Asta e. Aha. Aceasta a fost prima sesiune care s-a lansat anul trecut pe final de an și după aceea s-a prelungit și da. Și au fost publicate. Am înțeles. Și DR22, această intervenție se numește, da, investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole. Da, cam același lucru, nu? Da, aproximativ același lucru. Aproximativ. De altfel, ele sunt practic se dublează într-o oarecare măsură, pentru că și în ghidul de la DR22, această intervenție pe fonduri europene, spune că AFIRA, agenția care gestionează aceste fonduri europene, spune acolo că această agenție își rezervă dreptul de a nu semna contractul de finanțare cu acel beneficiar care a câștigat proiect și l-a investat link. Aha, deci undeva aleg între ceea ce pare are o logică, na, să nu dai la ambele. E logic, da. Investalim pe fonduri naționale, DR22 pe fonduri europene, da. În principiu se dorește o dezvoltare a procesării în România, ceea ce așteptăm de mult timp, da. Nu știm dacă va fi de un impact foarte mare, dar vedem că interes există. Da, sigur că da, există un interes. Aceasta e evident, asta aduce valoare adăugată și aduce bani în primul rând, da? Pentru că una e să vinzi produse agricole ca tare, da? Că e și acest scandal cu această, să zic, controversă cu grâul din Ucraina, că și așa mai departe, da? Și alta e să dezvolți
instrumente de procesare, da, producția agroalimentară și să aduci valoare adăugată. În loc să vindem grâu, mai bine vindem pâine, logic. E adevărat. Din câte am văzut în știrea de pe Agro-TV, ca să o citez Agro-TV-ul, alocarea pentru DR22 este de 210 milioane de euro. Da. Da. Iar la Investalim e 147,5 milioane. Am înțeles. Deci dacă am aduna, să zicem așa, nu știu dacă iese bine calculul, tot nu o ducem spre un miliard și ceva cât ar fi cererea? Nu, nici vorbă, nu, nu, nu. Păi numai la Investalim acest program pe fonduri românești, mă uit în lista de aplicanți, văd aici companii mari, nume grele. Da, da, am văzut că sunt procesatori destul de mari. Foarte bine, asta ne bucură. Family Holding, Bumberi, care e un antreprenor român. Cum îl cheamă? Foarte activ. Bumberi. E o companie din Târgu Jiu cu pe zona de fructe de pădure, mure, zona aceasta. Adică nu sunt fructe de pădure, sunt de cultură, dar pe zona aceasta. Da. Am înțeles. Deci, mai multe companii aici. Da. Tu ai remarcat un lucru, Claudiu Zamfir, și poate e bine doar să-l menționăm, nu neapărat că nu putem să-l rezolvăm acum. Înțeleg că pe Investalim au fost cam două liste, nu? Pentru că au fost situații în care la un moment dat programul s-a reluat, din câte înțelegem. Nu s-a reluat, s-a prelungit. S-a prelungit. Sunt două liste, una pe luna decembrie și una pe luna ianuarie. El, în mod normal, avea o perioadă de înscriere, da? Stabilită de la bun început. În mod normal trebuie să funcționeze amândouă, nu? Da, nu s-au înscris suficienții, nu a fost un interes mare de la bun început. Da, da, exact. Sau nu au avut destul timp să-și pregătească proiecte, investiții. Atunci statul a prelungit, Ministerul Agriculturii a prelungit această sesiune de înscriere și atunci s-au publicat două liste. Din câte înțeleg, dar nu sunt sigur, nu am... Bun, aici încă nu știm. O să clarificăm cu cei de la AFIR, probabil, sau cine se ocupă. Da, da. Cei de la AFIR trebuie să clarifice lucrul ăsta. Dacă cei care au aplicat în prima sesiune ar trebui să aibă întâietate, pentru că ei s-au dat peste cap, să zicem, da, au făcut tot posibilul așa cum au putut, au depus proiecte care sunt eligibile, să zicem, da? Și după aceea, adică s-au încadrat în timpul enunțat inițial, da? Stabilit inițial. Și după aceea statul prelungește programul și se înscriu alții competitori mai puternici. Da, atunci, deci se intră în prelungiri și se mai marchează niște goluri. Să vedem acum. Da, se mai marchează niște. Și vă dați seama că sunt companii mari. Nu știu, mă uit pe lista aceasta de companii care s-au înscris. Deci pe prima listă unde sunt doar două firme care s-au înscris în termenul inițial. Poți să ne spui numele, că ne interesează, că măcar să le știe telespectatorii. Sigur, sunt Sagrod SRL și Marsa TSA. Da, și au depus proiecte în valoare unul de 17 milioane și altul de 17,7 milioane de lei. De lei. Știi? Da. Păi, da. Cât să zicem, jumătate de buget s-a dus, sau nu? Nu chiar jumate, dar mă rog. Da, mă rog, e dreptul lor. Ce vreau să spun e că ulterior, după ce s-a prelungit, au venit companii mai mari, cum este Cristim, Barrett Family, Vivendi Food. Da, sunt foarte bine. Companii mai mari, nume mari, Aldi, poftim. Da. Nume grele în zona de procesare. Și un proiect din acesta, uite, de exemplu, primul de pe listă, Vivendi Food, care e cel mai mare, are valoarea totală a investiției 406 milioane lei, iar valoarea ajutorului de stat 235 milioane lei, știi, pe care o solicită. Și așa mai departe. Deci, îți dai seama că din trei proiecte din astea mari, gata, s-a terminat bugetul. E adevărat. Deci va fi o problemă de alocare până la urmă. Da, o problemă de alocare, da. Da, trebuie să clarifice acolo. Da. Bun, una peste alta, concluzia, care ar fi concluzia ta, Claudiu Zamfir? Să
sunt, concluzia mea este că există o cerere totuși. Uh-huh. Eram sceptic la început, pentru că guvernul ce a făcut? A modificat fiscalitatea pe zona de sector agroalimentar. Da. Erau acele facilități fiscale care s-au mai redus din ele, da? Din exact, da, da, da. Pe zona de CASS principal. Da, s-a introdus zona, s-a introdus partea aceea de CASS pentru angajați. Și atunci, da, mă gândeam că că s-ar putea să fie unele companii le-a dat peste cap, să zicem, uh-huh, poate unora planurile, dar vezi că oamenii totuși au aplicat și au aplicat un număr mare. Și la Investalim, pe fonduri naționale, și la DR22. Mai cu seamă la DR22, dar pe fonduri europene, unde cererea la fel excede de 5 ori bugetul. S-au depus proiecte de peste 1 miliard de euro și bugetul e 210. Se mai poate reveni cu astfel de, de măsuri? Nu. La Investalim, da, se deschid, ele se deschid anual. La Investalim, așa a promis guvernul, anual, câte 147. DR22 rămâne atât. Nu, asta e, da, asta e. Data aceasta, asta a fost strategia, să se deschidă o dată. Unul și asta e. Adică am înțeles. Se deschidă un singur apel pentru toată alocarea disponibilă. Da. Pentru acest segment de procesare, Asta a fost. Dar ca să înțelegem, cineva va rămâne pe afară, nu, domnule Claudiu? Întotdeauna rămân pe afară, da. Întotdeauna, ca în orice, nu sunt bani pentru toți, pentru data lumea, sigur. Sunt bani numai pentru o mică parte și, evident, cei care au proiecte... Se evaluează proiectele, nu? Se văd care sunt mai... Da, se evaluează proiectele, da. Cei care au proiecte mai bune, un caș mai mare. Perfect. Mulțumesc foarte mult pentru informațiile oferite în seara aceasta și pentru prezență și, sigur, te așteptăm și cu altă ocazie, cu următoarea ocazie. Plăcere, oricând. Mulțumesc. Claudiu Zanfir a fost cu noi, jurnalist Startup Cafe, un jurnalist specializat în domeniul acesta al fondurilor de investiții. Am trecut foarte repede în revistă toată această, să zicem, situație a finanțărilor pentru zona de procesare. Ați văzut DR22, intervenții pentru procesare în agricultură, un buget de 300 de milioane de euro, de 5 ori mai mulți înscriși, și acest Investalim, care spunea și Claudiu Zanfir, este din fonduri naționale, și acolo 200 de milioane de euro, și acolo suprasubscriere, dacă putem să spunem așa, adică mai multe proiecte decât cele realizate, mă rog, cele care pot fi finanțate. Vom vedea cum vor sta lucrurile și vom vedea care sunt și efectele acestor programe. Bun, mergem mai departe și avem acum la telefon pe colega noastră Elena Picu, este corespondent Agro TV în județul Argeș. Bună seara, Elena, îți mulțumesc pentru prezență. Bun găsit, Rudi, spun și eu, tine și telespectatorilor noștri. Mulțumesc că ești cu noi. Cu ce să începem totuși cu evenimentul zilei pentru economia argeșeană, nu? Dacă putem să-l numim așa. Este un motiv de mândrie, dacă vrei, pentru mine ca și argeșeancă, faptul că astăzi pe platforma de la Mioveni a avut loc o vizită importantă, să spunem. Premierul României a vizitat uzina de la Mioveni, motiv pentru care la final a declarat că atât guvernul cât și primul ministru personal, începând de astăzi, vor conduce doar brand românesc și s-a referit în mod special la noul Duster, dacă pot să-i spun numele, marca pe care a și condus-o de altfel astăzi. A fost foarte frumos. O vizită. Bine ar fi să impună treaba asta pentru mai multe zone din administrație, n-ar fi rău, adică, da, bine, trebuie în limita regulilor europene, adică, nu, adică asta era, asta e o altă discuție, da. Premierul că a constatat că în multe state ale lumii, toată lumea, măcar instituțiile, sunt dotate cu automobile din producție autohtonă și că nu înțelege de ce acest lucru nu a fost implementat până acum și la noi, mai ales că 10% din exportul României este constituit din produse cu această marcă. Și atunci a spus că începând de astăzi, inclusiv prin exemplu personal,
primul ministru și toți membrii guvernului vor avea această marcă de mașini și acum să spunem că este și o mândrie națională și bineînțeles și o mândrie a mea locală, așa cum am spus puțin mai devreme, locală. Bine. Ținând cont de faptul că dincolo de asta platforma de la Mioveni este cred că unul dintre cei mai importanți contributori la produsul intern brut al României. Absolut. Dincolo de faptul că 10% din exportul, cum am spus mai devreme, este reprezentat de produsele de aici. Și apoi trebuie să ne gândim la locurile de muncă pe care le generează această platformă și trebuie să le luăm în calcul și pe cele pe orizontală care lucrează pentru uzina de automobile și sigur că atunci realizăm care ar fi importanța acestei decizii. Absolut, absolut. N-avem nicio îndoială că industria auto în general și cu pregădere platforma de la Mioveni este esențială, spune, în acest moment pentru economia românească. A fost un bun prilej să constate că ar trebui impulsionate lucrările pe autostrăzi. Păi asta vrea să te întreb. Au discutat un pic de autostradă, că oamenii asta cer, investitorii. S-a vorbit și despre acest lucru, să fie impulsionați constructorii, astfel încât să faciliteze circulația acestor mașini, fiecare vin către uzină, fiecare pleacă din uzină, pentru că spunea că se pierde foarte mult timp pe rutele ocolitoare și atunci aceste autostrăzi i-ar ajuta foarte mult. Spuneau că în afară nu se întâmplă acest lucru și că ar trebui și la noi să se urnească, dar așa cum știm, această bucățică de drum care rămâne din autostrada Pitești-Sibiu s-a încurcat tocmai în județul Argeș, acolo unde prea puțini argeșeni se înghesuie ca să Am văzut știrea că nu prea se înghesuie localnicii să lucreze. Sunt ceva oameni care între timp s-au hotărât să lucreze, marea majoritate din cauza lipsei forței de lipsei locurilor de muncă au decis să plece în afară, iar populația îmbătrânită care a rămas mare parte pensionari nu poate să lucreze. Sigur că, dar doar în anumite limite, ținând cont că au o anumită vârstă și poate și ceva afecțiuni care s-au adunat de-a lungul timpului. Da, înțelegeam de la specialiștii CNAIR că asta ar fi fost obligația prestatorului. Deci el trebuia să își asigure forța de muncă și nu să vină acum și să spună, păi domne, știi, noi vom întârzia din cauza lipsei forței de muncă. E adevărat. Dacă asta e un motiv pentru întârziere, nu e în regulă. Într-adevăr, am crezut că e doar așa un fel de semnal care ne arată că oamenii se zbat și că vor găsi o soluție. Dacă nu, soluția e cu Asia, nu? Da, sigur că da. Dar asta trebuie să rămână strict problema constructorului și nu a noastră, a părții române, pentru că așa cum știm acolo sunt doi investitori. Da, unul turc și unul din Turcia și asta este obligația lor în totalitate și nu ar trebui ca acesta să fie un argument pentru întârzierea lucrărilor. Însă haideți să ne întoarcem la vizita domnului Ciolacu. Ați reușit să intrați în uzină? A intrat în uzină premierul? Da, am reușit să intrăm. Am văzut că primul ministru și personalul care l-a însoțit, pentru că au mai fost senatori, deputați, ministra muncii a fost prezentă de asemenea. Am vizitat și uzina. Vreau să ați văzut ceva SF acolo, niște roboței, niște roboți, ceva mai mici, mai mari sau cum arată? Am văzut și am constatat că mare parte din locurile de muncă robotizate, toate aceste proiecte aparțin românilor, în mare parte celor care lucrează deja pe platformă sau celor de la TITU, de la centrul de la TITU. Da, și asta a fost încă un motiv de laudă și este o laudă îndreptățită să se constate la cel mai înalt nivel că toată partea aceasta logistică este asigurată prin invențiile și prin îmbunătățirile aduse de cei care lucrează în Dacia. Întorcându-ne la agricultură, sigur că nu am scăpat prilejul să-l întreb pe primul ministru și de durerile fermierilor, că doar pentru asta eram acolo. Am întrebat dacă reprezintă sau care este abordarea pentru viitor a primului ministru și a ministrului agriculturii referitoare la faptul că o statistică pe care am citit-o recent spunea că
cel mai mare importator de cereale din Ucraina a fost România, în ciuda faptului că aceste cereale venite din afară nu respectau nici pe departe normele impuse României. Răspunsul premierului a fost că aceste cifre vin de undeva din spate, au fost întocmite pe niște situații care au fost venite din spate înainte să fie impuse aceste restricții de către Uniunea Europeană și că ne asigură că de acum, de fapt de ceva timp în urmă, spunea de la preluarea mandatului meu, ca să folosesc exprimarea primului ministru, de la preluarea mandatului meu lucrurile s-au schimbat și se vor schimba și îi asigura pe fermieri că vor vedea în perioada următoare niște schimbări, bineînțeles, în avantajul fermierului român. Perfect. Un alt capitol pe mai care... avem două minuțele, Elena, te rog, dar te voi ascultăm. Voi încerca să mă încadrez te rog, atunci. Te rog. Am mai întrebat de asemenea ca urmare a protestelor fermierilor care, așa cum știm, s-au dezamorsat abia după ce, în urma discuțiilor cu fermierii, s-au făcut niște promisiuni cu niște termene care ar trebui, ale căror efecte ar trebui să le vedem. L-am întrebat pe primul ministru ce știm la acest moment, dacă s-au urnit lucrurile și unde ne aflăm sau ce avem pentru viitor și mi-a spus că sunt create niște comisii de specialitate care evaluează, să spun așa, solicitările fermierilor, că este asigurată sursa de finanțare, că în momentul în care guvernul și-a asumat că acele măsuri pot fi implementate, s-a bazat pe niște cifre și că banii sunt, nu vor fi o problemă, ca am să înțeles. Devin mai pe scurtătură. Am înțeles. Cu siguranță o să vedem materialele tale în jurnalul de mâine, jurnalele de mâine. Da. Vom mai discuta și în emisiune. Acum, la final, te rog, că nu mai avem timp. Spune-ne doar așa o chestiune mai de culoare. A fost jovial, a fost relaxat premierul sau s-a și iritat la un moment dat? Extrem de jovial. Ne-a povestit chiar că prima mașină pe care a condus-o a fost tot o mașină de la Mioveni. Aha. Și că atunci când a venit să o cumpere, fiind și dumnealui mai tânăr și, ca să spun așa, un no-name, nu necunoscut, da, se uita lung în dreapta și în stânga când auzea, dar de care vrei să fie bordul? Vrei să fie bord de nu știu care marcă? Vrei să fie bord de nu știu care firmă? Vrei să aibă nu știu ce motorizare? Deci, și zice, mă uitam lung și mă gândeam, Doamne, uite cât se poate, deci că se pot face niște lucruri pe care dumnealui la momentul ăla nu s-a bucurat de ele, însă acum putea să spună cu siguranță că, folosind un termen așa pe care aparține mai mult tinerilor, zice, după ce am făcut drive testul, pot să vă spun un singur lucru. E belea. Am înțeles. Deci gata, e clar, e în campanie, domnul premier. E simpatic, e bine dispus. Sunt curios, a fost foarte... Sunt curios ce va spune când se va duce la Craiova, că și acolo va trebui să meargă, da? Găsește o variantă, da? În principiu, faptul că merge și vede fabricile importante din România, eu cred că este un lucru salutar, totdeauna am spus acest lucru. Să sperăm că vedem și vom vedea de acum și la membrii guvernului și la primul exact. Ministru, vom vedea cu cât merg, acest dată. Cu cât merg mai mulți în unități de unde se produce, cu atât mai bine. Mulțumim pentru prezență și pentru informații, Elena. Te așteptăm și în următoarele noastre emisiuni, evident. Mulțumesc și eu. Mulțumesc încă o dată. Elena Picu a fost cu noi, corespondent Agro TV în județul Argeș. Ne oprim în seara aceasta aici. Vă invit ca de obicei să rămâneți pe Agro TV. Urmează Ce vor plantele, apoi jurnalul și programele noastre obișnuite. Numai bine, ne revedem și ne reauzim. Verben, numărul 1 în tratamentul T1.